Știu că v-am înnebunit cu seria asta cu cântarul, cu challenge-ul așa cu cântarul, doar că mi-a plăcut foarte, foarte mult și este super, super interesant. Și astăzi m-am gândit să-l provoc pe Bogdan în felul următor la jocul ăsta. Vom avea ambii câte un produs în aceeași categorie, adică două mere, două pere, doi cârnați și așa mai departe. Doar că de data asta cum va decurge challenge-ul între noi băieți va fi în felul următor. Eu îi voi spune lui Bogdan cât trebuie să taie din el, adică eu îți dau gramajul. Da, băi, tai 20 de grame, 30 de grame și așa mai departe. Și trebuie să aproximezi. Și tu trebuie să te uiți acolo jumate, ba, mama, să vezi în capul tău cum trebuie și de unde trebuie tăiat. Da. Și când l-ai pus aici pe cântar, dar fii atent, avem o marjă de eroare de 5 grame. Adică 5 grame atât, da? E puțin? Eu da, zic mai mult dacă ai da, cred bine. Că... Pentru că sunt unele produse micuții și e mult 5 grame, înțelegi? Ok. Deci marja de eroare va fi de 5 grame. Dacă eu zic 20 și tu ai 25 pe cântar, e ok. Ai luat okay. punctul, înțelegi? Okay. Avem mai multe produse cumpărate. Nu le mai stăm la discuții. O să le vedeți exact cum zice și Bogdan. Le vedeți pe parcurs. Vrei hai. Să încep eu sau începi? Dacă ești acolo, nu încep eu? Da, iau aleatoriu, da? Orice vrei tu. Începem cu ceva micuț, așa. Avem aici o măgura. Ok. Și fii atent cum facem. 0, da? Prima oară vedem cât are. 35. 35 de grame, da? Okay. Și tu acum trebuie să-mi zici cât trebuie să-ți tai. Deci îmi tai 15. 15 grame? 15 grame vreau să tai. Și acum trebuie să iau cuțitul și să-i tai la băiat 15 grame. Ata crezi tu când ți-am 15 grame? Da. Ok. Da. Și aici eu când pun acum trebuie să am 15 grame. Stai că apăsam eu pe masă. 11 grame. Asta înseamnă... Uite, 12 grame. Bă, dale, o dai în vrăjeal și arată... Nu, uite, vezi, a rămas la 12 grame. Deci 12 deci grame, 12, asta da? Înseamnă că am luat punctul, pentru că aveam marja aia de eroare de 5 grame, okay. Înțelegi? Ok. Și acum trece aici, frate, să te văd. Acum trebuie să zic eu ții, de exemplu, tu mi-ai zis mie 15, 35 avea, eu zic 27 de grame trebuie să-mi tai. 27? Da. Mamă. Bă, aia e jumate, bă. Așa zici tu că... 27, da? Bă! Ce vrei, mă? Mie mi se pare că ai la altă, ba da. Ha, mă, mă lași? Băi, ascultă-mă. Nu, mă, bata la cap. 15 grame, n-ai la. N-ai, că-s 20, ți-ai 27. Ia pune-o pe aia la altă, să vezi că luai punct, nebunule. Ia, mă, cântarule care ești tu. Da, mă? Fix! Deci 22 cu 5, 27. Era bine. N-ai vrut să mă asculti. Așa am zis eu că... N-ai vrut. Asta-i treaba. Hai, treci aici. 1-0 la prima rândă. Nu-i problemă, revine fratele vostru, forță. Deci vreau să scap de verzele astea pentru că mi se par mari. Și hai să vedem, ia cântare și să vedem cât are, un deci, kil cât are. Deci varza mea are mai mult, cred că are 2 kg aproape. 1926. 56 sau 26? 26, băi. Deci are 1,926 kg, da? Ok. Zi-mi cât vrei să stai din ea acum. Deci are 2 kg. 800 de grame. 800 de grame? Da. Easy peasy, badam, fii atent, 800 de grame la băiat acum. 800 am zis, da? Și o pui pe aia la altă mare, presupun, toată aia, a? Nu, frate, aia mică. Aia mică? Da. M-am pierdut. Deci 800 am zis, da, dacă nu se rupi și masă, uitați-mă încă la mine. Are toate șansele. De ce ai luat aici? Nu mai varză, nu mai tari. Mamă, și miroase. Ce frumos miroase. Da. Mamă, de ce zic acum 800 de grame, băieți, să mă bate tata? Eu zic că niciodată bucățica asta, dar hai să... Niciodată. Mamă, 400 jumate. Ce am, dar tu cred că ești nebun, da. Mamă, jumate, ești n-ai nebun. N-ai nicio șansă, n-ai luat nimic, da? Nimic. Ai zis că... Ce am zis că rup acum, am zis că rup, serios. Fiți atenți, acum că vă arată fratele vostru, ia zi frate. Deci fii atent. Cântărește, să vedem cât are. Ah, ok, că nu-s la fel, da, da, da. 1,800 kg, da? Deci eu vreau să-mi tai mie 800 de grame, bă. 800? Da, nu, 500 de grame îmi tai. 500? Da, 500 de grame. Bă, deci tu 500 ai zis tu, da? Da, frate, 500. Deci, băieți, nu că am câștigat. Sprea și bun pe așa ceva. Băi, nu cred, eu nu cred că ai tu cum să dai 500 de grame acolo. Stai așa, să-i dau de capul. Aduc flexul? Cred că ar trebui să aduci o leacă, cred că îmi tai și un deget din ăsta. La final. Deci tu acum ai tăiat tu 500 de grame, nu? Așa cic în capul tău. Stai cu minte, că îți dai scade pe picior și rămâne înfipt, așa. 500 am zis, da? Deci, hai. Nu că 500. 500-0-0 în cap. Te n-ai văzut niciodată. Băi, ești pregătit, că am emoții. Ia-o pe asta, doamne. Da. Eram aproape de scorul tău. Era aproape de la meu. Păi și acum care cum? Nimeni, niciun nimic. Zero barat. Păi dacă nici eu nici nu am nimerit. Băgeam ești picior, așa. Dar cum trebuia o leacă așa aici, cred că. Te-ai enervat. Tot timpul. Stai și mă.
569. Tot mai trebuie alea cu ce-au părțite. Păi prea puțin acum, vezi? Da, totuși. Mai bine decât 700. Trebuia să tai la aia de mine în rău. Trebuie să mă apuc o leacă de aia. Ai văzut ce fel tai? Da, eu am fost, dar nu v-am zis asta. Că a fost bucătar în armată. Bucătar pe iaht la Don Genove. Acum ai tăiat barzul ăsta? Nu las numai barzul în cahă. Nu las toată ca să nu mai ai barzul. Nu aș gura voastră. Am aici ceva, Bandani. Ia. Yeah. Nu cred că am voie să mănânc, dar arăt să vedem ce ai. Ce ai, mă, nebune, că știi crem vizun ăștia așa ce... Ba da, mă, dacă ești un fierbolea, că pot. Și cu un nou fiert. Dimineața, da, chiar, mă, bun. Ia zi. Unul ți-l las ții, dar trebuie tăiat, nu cumva să faci. Nu, mă, nu, hai, dai să vedem cât are. Are 61. Cât vrei? Deci eu vreau, fii atent, și cât vreau, Danle? 60. 60? Da. Păi, dar n-am cum, că trebuie să fii cel puțin cu 5 mai puțin. Ei, mai scade-i 5. Deci 55 trebuie să stai. 55, hai. Ăsta e. Ai pierdut. Dacă ăsta e 5 ai grame. Ai pierdut, niciodată n-are 5 grame. Ai 15. Hai, pune-l pe ăla. Deci tu te-ai zis 50? 55. 50. 55 am zis, numai mai atâta. Aaaa, dacă mai aveam 2 grame în plus, câștigam, luam punct. Asta e, să-ți fac, hai. Mamă. Ia de aici. Ia dăm să hai bucătarul Don Genove pe iaht. Ia zi. Ia să vedem cât are. 59. Ce vreau să-mi tai mie 23 de grame. 23? Da. Tu mai ești ca așa cu scula asta. N-ai voie! Deci tu n-ai voie să-mi îl măsări așa. Deci 23, mă, da. Care din el? Ăla mai mare. 33. Până-l pe la mai mic. Ia până-l pe la mai mic. Acum ai pierdut. Faa! 27. Erai bine. Dacă îl puneai pe ăsta mic, îl câștigai. M-ați trebat ca prost. Erai bine tăi. Mamă, dar ce m-ai schimbat ca bou. Deci ce să mai trecem pe fructifere. Că m-ați luat acolo în... La mișto, la ultimul vlog, v-am zis punga asta de legume și ele erau fructe congelate. Ați văzut, băi, repede, haterilor. Ia să vedem, 0, cât are asta? 145. Cât trebuie să stai, frate? Zi-mi tu mie acum, cât vrei să stai din 145? 19. 19 grame, mă? Da. Păi asta e super simplu, bă, yeah. Când tăiam 19 grame... Ia. Niciodată n-are 19 asta. Are puțin, mai tare. Hai, pun 19 am zis. Niciodată 13. Băi, la, iar la 2 grame, dacă mai aveam 2 piste, câștigam. Asta este, frate. 142, da? Hai, frate, zi. 40. Cât? 40. 140. Niciodată, și tare? 30. Marș, ce dată frerul, mai aveam alea și la 40 din plin. Auzi publicul, ai bine, bucătar. Mamă, ce l-am spart, deci nu mai mi-au comentarii și din urmă. Unul e egal, frer, avem din urmă. Ai văzut, da? Ai egalat situația. E mai mișto asta decât aia, decât prima parte. E mai mișto seria asta, da, mult, trebuie să ne ordonăm noi cumva. E mai șmecher că eu zic ții și, nu știu, e mișto așa. Hai, lasă aia că ai mâncat, ai apucat și toate astea și de varza asta și de toate, a băgat gura în toate, fraierul. Batonul rău. O, ați auzit, dacă nu, nu poate să mai vorbească. Am băgat și varză și cârnați din ăla și de toate. Paul, avem aici 37. 37 de grame. Deci așa min tai 30 de grame. Da, el a luat-o pe două bucățele din alea în capul lui. Aha, hai. A câștigat, bă, da, a luat punct. Cât ai zis? 30, nu? 30. Și am luat 27, deci puțin acolo am marja aia de la de 5. Îți forță. Hai să te văd acum. Hai să vezi că îți dau acum, să vezi că îți dau eu. 37. Deci tu mi-i îmi tai acum 11 grame. 37, 11 grame. Mai mult nu. Băi, nu mai mai. Păi dacă am tăiat eu două din ăla și a avut... Nu mai zic. Cât a avut? Nu mai zic. Cât a avut? Hai, nu mai zic. Păi zic cât a avut. Gata, hai, fă cum vrei tu. S-a luat după mine acum, nu mai știu de cap. Cea tot ca mine a făcut băieți, l-am făcut de cap pe badan. Hai să vedem, hai, proba cântarul ea. Wow. Iar a fost frate. Uite cât arăt acolo, da? Cât? Se vede, da? 12.
12 grame. Chiar și 12 grame și mi-ai zis 11. Uite că la 12 a rămas, știi ce mai sunt. Da, da, nu, băi. Nu mai aud, nu, băi, ți-am zis că am fost în ăsta, deși fel făceam IBM, pune, pa, puneam 3 grame, 2 grame, de aici aruncam așa micul, ba, mă, lua. Și ziceam lumea pe gramaj, da, nu? Da, mă, direct, ziceam, cât trebuie să mâncați azi? Păi trebuie să mănânc 200 de grame, nici nu mai cântăream, nu puneam cântărea. Direct, pa, da, da, da. Știi? Că da. Dar nu mai. Bă, fii atent, aduc sucurile. Și fii atent, aveam aici două sucuri, nu prea are importanță ce sucuri. N-are. Pahar de plastic care cântărește 4 grame, da? Hai, eu zic acum cât să pui. Zici, da, tu trebuie să-mi zici deci, cât trebuie să cântărească paharul. Îmi pui așa, 26 și cu 4, 30 trebuie să 30 de grame, da? 30. Deci când crezi tu că aici vor fi 30 de grame, tu trebuie să pui 26, dar cu 4 marja, 81 niciodată în viața ta. Marș, cât de mult, am zis că e puțin rău. Rău. Yeah. Marș, am zis că e puțin rău, băieți. 120. 120, Rachel a pus atât așa, a avut-o. Uite, frate, are marș de erare acum, că știe el că atâta cu atâta. Mai pui sau nu mai pui? Păi, câștigam, ești de mult cât ai zis? 120 ai zis. 120. 120 au pasta, da. 93. Ce încrezător eram, frate, nu? Da, ce zic, asta este, până acum ai 2-1. Ai avut noroc la aia de venit tu. Asta. Ce facem cu asta, mă, mă ligă? Ce facem cu ați în jură? Deci îl vedeți, mă, că m-am stop. Fraier. Nu pot să mă abțin, când văd atâtea pe masă, nu, vin, nu pot să mă abțin. Hai, ce facem cu mălaiul ăsta? S-a teleportat paharul ăsta la mine în mână. Încă n-am terminat mâncat, nu știu cum fac. Păi, mă, nici nu stă pe aia. Paharul are... Mam. 332. Trebuie să-mi zici mie acum cât să pun aici. 332. Zeam că nu pun nimic aici. Cum, mă? 332 și cu 332 trebuie să aibă... 664. Cât vin? 664 trebuie să-mi pui tu mie. Cum n-ai cum? Dacă ai cum. Să spun 332 piste. Da, mă, da. De 664 în tot. Da, ta trebuie să arăte pe cântare. Fii atent. Ia. 664, da? 480. Stai că... Hai, mă, gata, bă! Vreau să văd dacă e posibil, ba, da. Este, dacă nu-i posibil... Este, ca să știi. Așa, dacă stai, dai o leacă așa, perfect, ia pune acum. Pun paharul, da? Da. Mai sunt 40 de grame, unde mai bagi aici 40? Nu încerca păi, să mă... Ia mai pune, mai pune aici piste, ia. Foaie, lău, dacă nu... Gata, da, e mă. Ei, ați văzut cum a încercat să mă țepuiască, deci... Facem cu din ăstea, mă, de plastic, mă, care astea cântăresc 4 grame. Da, mă, e mai bine așa. Păi ce stăm și ne chinuim zi, mai deci cât tot așa rămâne, 300... Nu, îmi pui 200 de grame. 200 de grame? Da. Gata, șef, acum vin 200 de grame. Deci aici zici tu că ai costat 200 de grame. Și paharul ăsta trebuie să aibă 200 de grame. 105, cum, nicio șansă. Cum, măi, frate? Se vede, da, ca să nu mă au vorbi, ha? Ia. Băi, nici la asta, nici la aia nu mi-a ieșit să mă bate, mama. Atât, acum zi tu mie cât vrei să pun eu aici. Și cât trebuie să-mi pui tu mie acum? 33 de grame. 33? Da. Păi asta e floare la ureche, ce mi-ai zis dat. Zici tu, 33 floare la ureche? Da. Gata? Nici nu mă uit. Win? 0. Iar pe ăsta. 21. Băi, stai grăbit ca fără, mai puneam, mai puneam alea, o leac, că așa trebuie să mai faci o dată așa din punct. E greu, mă, frate. Băi, greu tare challenge-ul adică ăsta. Adică e distractiv așa, îmi place, dar e antrenant. N-ai cum să-ți dai tu seama să pui perfect. Asta e dimineața ce am făcut noi până acum, vă dați seama, nu? Adică din ochi, așa. Deci, fii atent, aici mai avem ceva dulce pe final și ăsta și încă ceva. Avem o rulată din asta foarte. Acela fraier nu mai poate să mănânci. Dar ce, tu ce, cât n-ai nimic, băi, din magazinele astea? Ba, da, așa. Banană puteai să iei, că aia... A fost data trecută. Deci fii atent aici. Ia, ia, ia. Rulada asta. Deci rulada asta cât are, vreau să văd. 192. Deci fii atent, vreau să-mi tai 57. Dacă are 192, 200, jumate e 100. Mm-hmm. 57? Da. Deci aici e 57, banană. Niciodată. Ai, stai că mă mai vreau o dată, să încerc o dată. 57. Da, nu se mai pune. Nu o să pune asta, așa. Uite, bă, mai trebuia o felie. Era perfect, nu era bun. Ia ce să mai... Fai, lău, ce prost ești, mă, m-am grăbit. 192, la fel, 191. 91. Da. 191, trebuie să-mi tai 80. 80? Da. Ce faci? Formula lui Pitagora, ce faci acolo? Ai, te-a greșit, bă, Dan. Cât ai zis? 80. Nu te încadrezi. Ha, mă, 80 frate, cu 5? Da, și cu 5 și 3, da. Dacă aveam mai 83. Jos, 87, așa era bine. Ba nu, mă, care, că n-ai. Ai 88. 88, trebuia... 80,
85. 85 vorbeam. Sau 83 ca să... Da, cu marja. Cu 5 ăla să facă 88. Nu mai nimerim nimic aici să mor. Să știi, am nimerit puțin rău, dacă mă așteptam la mai multe. Când am dat drumul, am zis că e un drum mai ok. Trebuia să faci marja asta mai mare. Ultimul dar nu cel de lute. Spartul, nu mai duce gării din astea, să-mi vină mie rău. De ce? Că de obicei le cumpărăm și nu le mai folosim. 92, da? 92, da. Deci îmi tai 15. Hai, nu. Ia, ce știu eu. Mai ce stel undeva. Cofetarul, da, cofetarul, ce ceva 15. Păi, ce mult am tăiat, mă, nu cred. Ai tăiat. Păi, leu, bă, mă grăbesc rău tare. Îl cântărești eu pe ăsta? Da. S-a făcut fraier. N-am ce să-ți fac, bă, dar ce puteam să-i cumpăr. Uite cum s-a asta din el. Se scurge. Nu mai spun nimic. Cât are? 107. 107. Fii atent, îmi tai 66. 66? Da, 66. Nu mai știu eu, sărac. 66, fiți atenți acum, băieți. 66. Hai să vedem, băieți, ce a făcut aici. 53. Iar nu te încadezi. Băi, dar cum am aproape așa. Da, nu era. Ai avut vreo câteva, câteva care puteai să le, da, să le mai gândești un pic. Asta e. Sau să fii puțin mai mult norocos. Ce vrei să fac? Asta e. Oricum ai știgat că ai 2-1. Da, 2-1, tau bine, ce să mai iuți, numărul 1. Am trecut aici la pupitru frumos, nu mai avem nimic de cântărit, aici se încheie challenge-ul nostru. Mi-aș fi plăcut să dureze mai mult, și mie mi-aș fi plăcut, dar știi care treaba, când am fost în magazin și știi că ai fost cu mine, da, mă uitam așa pe raf și zic, bă, o iau și pe asta, dar nu are sens, dar hai să iau și pe asta, gen, sunt puțini produse. Dacă aveți voi idei de alte produse, scrieți-le acolo în comentarii, cu toate că eu cred că ăsta va fi ultimul videoclip cu cântarul, că v-am nebunit în ultima perioadă cu cântarul ăsta. E mișto, ți-am zis, mie mi-a plăcut și prima parte, ăsta mi-a plăcut mai mult. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Și experimentul l-am făcut la cererea lor pentru că mi-au scris mulți în comentarii și mi s-a părut super interesant. S-a părut cel mai mișto. Acum decideți voi dacă v-a plăcut sau nu, apăsați butonul de like acolo în număr cât mai mare. Așa că băieți, noi o să ne revedem, bineînțeles. Și fete. Și fete, bineînțeles. Asta e un tic de al nostru, deci da, n-avem nimic cu fetele cum ar veni. Că și plac fetele, dar avem și noi fetele noastre acasă. Da, și mie îmi zice lumea, ce Bogdan, dar ce spuneți doar băieți? E un tic verbal. Că mai sunt și fete care stuite. E un tic verbal. Da. O să ne revedem la următorul videoclip. Vă salutăm pe toți, fete, băieți, nu mai contează. Ciao.